Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Ultimul bilanț despre informarea fluxului de emigranți și gestionarea ucrainenilor din Republica Moldova se face acum la guvern. Să ascultăm în direct declarațiile. Strada Decebal 2. O altă informație importantă pentru cetățeni ține de centre de deplasament. La moment avem 67 de centre de deplasament temporar, unde avem cazate 2439 de persoane. Și la momentul actual, înainte de a veni în fața dumneavoastră, avem disponibilități de 1946 de locuri în aceste centre. Este important că în același timp suntem în identificarea și reactivarea altor centre de plasament în funcție de necesități. Conform și ceva din statistică, conform ultimelor date actualizate la conform raportului pentru ora 11, în perioada 24 februarie 1 martie au fost înregistrate în total 88.750 intrări din Ucraina și 46.984 de ieșiri. Respectiv avem la moment 41.766 de persoane din Ucraina care se află pe teritoriul țării noastre. Totodată vrem să vă anunțăm că astăzi a avut loc o altă ședință a Comisiei Situații Excepționale, în cadrul cărei au fost adoptate mai multe decizii importante și în continuare am să-l rog pe domnul ministru Gaibu să ofere detalii despre decizii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Odrea! Cu toții cunoaștem că trecem printr-o perioadă dificilă, mai multe crize s-au suprapus și acum unul din obiectivele cheie la care lucrează guvernul, dar și întreaga națiune moldovenească, este să asigurăm asistență refugiaților din Ucraina, generată de această dificultate, această criză regională, acest conflict care provoacă o serie de schimbări, provoacă strămutarea oamenilor și aici Guvernul Republicii Moldova vrea să vină în ajutor la toată societatea și toți cei care contribuie pentru a ameliora situația refugiaților și inclusiv astăzi s-au luat o serie de decizii în acest context. Și una din decizii importante este de a excepta de la prevederile standard de angajare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetățenii ucraineni care sunt deja în Republica Moldova. Nu este nevoie de a merge la biroul migrație și azil pentru a se angaja în câmpul muncii. Noi am primit mai multe solicitări din partea și a refugiaților, dar și agenților economici care oferă posibilitatea de a se angaja pentru acești refugiați în câmpul muncii. Tocmai de aceea, pe perioada de situații excepționale, sunt exceptați cetățenii ucraineni de la aceste prevederi și pot direct să se adreseze către agentul economic, să se angajeze, să semneze un contract individual de muncă și respectiv să înceapă lucruri și să aibă un venit suplimentar. Unica obligație care va rămâne este ca în termen de 5 zile agentul economic să notifice biroul migrației și azil în privința faptului că are un astfel de angajat, transmițând copia contractului individual de muncă, numărul IDNP pe care îl recepționează refugiatul atunci când trece frontiera, în baza actului de identitate pe care îl are la sine. Pentru cei care au traversat într-o altă formă, spre exemplu prin Transnistria, au ajuns în Republica Moldova și nu au obținut la frontieră acest număr, pot să-l obțină la Agenția de Servicii Publice. Și, de asemenea, copia actului de identitate pe care îl are cetățeanul ucrainean sunt transmise la Biroul Migrației și Azil, astfel relațiile de muncă sunt oficializate. În perioada situații excepționale va avea posibilitatea acești atât agenții economici cât și persoanele date deja să în regim nealert să se înregistreze, să facă toată documentația necesară. Deci au la dispoziție 2 luni pentru acest lucru. De asemenea, au fost făcute o serie de excepții pentru bănci, astfel încât să deschidă conturi mai simplu pentru refugiați, să deschidă carduri și respectiv să opereze, să simplifice operațiunile financiare pentru refugiați.
La acest capitol au intervenit Banca Națională cu o serie de modificări, inclusiv în ceea ce privește tratarea acestor resurse, raportarea acestor operațiuni financiare, astfel încât să fie cât mai simplu și cât mai rapidă deschiderea conturilor și operarea cu cardurile bancare. De asemenea, fiindcă noi avem o serie de agenți economici care deja au contribuit inclusiv la Ministerul Finanțelor pentru ajutorarea refugiaților, Ministerul Finanțelor vine cu o derogare de la codul fiscal, astfel încât aceste donații care sunt transferate pentru ajutorarea refugiaților în diferite scopuri sunt scutite, sunt deductibile din scop fiscal și respectiv vine ca un suport pentru agenții economici, cei care au ajutat cu contribuții financiare pentru refugiați. Am urmărit declarații de la guvern despre fluxul de refugiați ucraineni în Republica Moldova. Mai multe informații urmăriți la telejurnalul orei 18. În a șasea zi de război, armata belarusă s-a aliat cu rușii în încercarea de a zdrobi Ucraina. Soldații dictatorului Lukashenko au intrat în regiunea Cernigov, au anunțat cu puțin timp în urmă autoritățile de la Kiev. Harkov, Kiev, Nicolaev și Kherson sunt doar câteva dintre marile orașe în care agresorii trag chiar în aceste momente cu toate tipurile de arme. În pofida măcelului, după aproape o săptămână de război, spiritul luptător al ucrainenilor crește de la o zi la alta. Heroismul vecinilor noștri a surprins o lume întreagă. Numărul morților printre militari, dar și civili, crește de la o zi la alta. După ce și-a pus în alertă forțele strategice de descurajare, Moscova a folosit împotriva Ucrainei una dintre cele mai cumplite arme, bomba termobarică. 70 de militari ucraineni au murit într-un bombardament asupra unei baze din Ohtirka, în nord-vestul Kievului. Sateliți au fotografiat și distrugerile masive produse la aeroportul Antonov de la nord de Kiev, dar și la Vasiliev, în sud-estul capitalei. În ambele cazuri au avut loc lupte crâncene între ruși și ucraineni, dar forțele Moscovei nu au reușit să ocupe complexele. Armata rusă continuă bombardamentele în Ucraina, în special la Kiev și Harkov. Prima zi de negocieri între delegațiile din Ucraina și Rusia s-a încheiat fără rezultate. La New York a avut loc ieri prima zi a reuniunii extraordinare a Adunării Națiunilor Unite. Reprezentanta Ucrainei la ONU a condamnat războiul declanșat de Rusia împotriva țării sale. And they are shooting us with missiles, ballistic missiles. They use the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, you know, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. We do not have any other option. Ambasadorul Ucrainei a adăugat că țara sa nu va capitula niciodată. Statele occidentale au continuat livrarea de armament letal Kievului. I personally think Putin's objective is to take Kiev and install a Russian-friendly government. That was the original plan. We all know if that could happen for some reason, and God forbid that Kiev falls and he does have that ability, he doesn't have the power to fight an urban-based counterinsurgency. He really doesn't. You would need an immense, not just military, but also security force, you know, the day-to-day policing. Imagini din satelit arată un convoi militar rus întins pe 64 de kilometri, care se îndreaptă spre Kiev. De asemenea, au fost fotografiate unități suplimentare de forțe terestre și elicoptere de atac în sudul Belarusului, foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Statele Unite au expulzat 12 diplomați ruși de la ONU din motive de securitate.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere Uniunii Europene să admită de urgență țara sa în blocul comunitar printr-o procedură specială. El a semnat o cerere de aderare la UE. Mai mulți lideri europeni s-au declarat în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Între ei se numără și președintele Klaus Iohannis, care a afirmat că România sprijină pe deplin integrarea europeană a Ucrainei, dar și a Republicii Moldova și Georgiei. 8 state membre, printre care Bulgaria, Cehia și țările Baltice, ce solicită UE să acorde imediat Ucrainei statutul de țară candidat și să deschide negocierile de aderare. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a declarat într-un interviu că o aderare rapidă este greu de realizat și presupune că va fi un proces foarte serios de reformă profundă. Republica Moldova nu se va alinia sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Cum își motivează această poziție autoritățile de la Chișinău, aflați peste câteva momente în Telejurnal. Au mers sute de kilometri în 10 de ore pentru a se salva de cruzimile atacatorilor ruși. Refugiații ucraineni trec zilnic și prin punctul de trecere Unguri-Bronnița din nordul Republicii Moldova. După ce au trecut vama, oamenii primesc ajutor chiar în incinta primăriei Unguri, iar poveștile lor sunt cutremurătoare. Cei mai mulți refugiați ucraineni sunt femei cu copii. Bărbații au rămas acasă să-și apere patria. Spaima războiului se vede pe chipul fiecăruia. Cu toții și-au lăsat casele cu tot ce au agonisit, pentru că viața, liniștea și libertatea sunt cu adevărat de cel mai mare preț. Очень страшно. Да, вообще ужасно. Просто когда дети прячутся. Мы были в Киеве, и первые сутки мы продержались, а на вторые это просто уже было невозможно. Там самое необходимое, тревожный чемоданчик у нас был собран. Да, отвезем их там с детьми к двоюродной сестре в Румынию, дальше поедем в Германию к тете. Тревога каждую ночь. Вот так прошло полчаса, час, два и опять. И сейчас вы выезжали, опять тревога, прямо утром была тревога. Но рядом взорвали склады у нас в Виннице, если слышали, в Умане, там даже есть погибшие. Мы едем вообще-то к детям, в Германии дети живут, туда едем, пока перебудем у детей. Спасибо вам, как вы нас встретили. Дякуем вам дуже, це просто, немає слів. Отут, просто, знаєте, ми трималися в Україні отак, трималися бійцями, а вже як приїхали сюди, ми вже отак просто, невозможно. Сьогодні внучки день народження, от такий от получається, але маємо те, що маємо. Але на Україні, ось бачите, ми завжди слідкуємо за що там діється, коїться, і хочеться триматися далі, тому що є в нас скільки мужних людей, отак от нас не перемогти. І ми віримо, що буде все Україна і все. Ніякий ворог нічим не може перемогти. От, ми їдемо на Чехію. Поедем, отвезу их, еще с нами жена с двумя детьми моего брата и моя сестра. Я их всех доставлю и вернусь в Украину. И первый день еще более-менее, второй день мы все время лежали на полу практически. И уже начали стрелять на соседней улице, и мы решили уезжать с тремя детьми. Un punct de colectare a ajutoarelor a fost deschis chiar în incinta primăriei Unguri, iar sătenii s-au mobilizat exemplar. Fiecare refugiat primește mâncare, cartele telefonice sau sunt transportați gratuit spre centrele raionale sau oriunde este nevoie. Ми просто приймаємо, кормим, поїм і далі розподіляємо. Хто хоче переночувати і далі поїхати, знаходимо жилье, і вони живуть або в селі, або в монастирі, хто приймає. Потім вже люди, якщо люди без машини, ми стараємося волонтерами знайти машини і доставити їх або до границі, або до столиці знайти якесь посольство по максимуму. У нас люди постійно є текучка. Кількість ми навіть не знаємо, але дуже багато. 3 сутки круглосуточно ми працюємо. Вначалі допомагали фінансово, зараз, слава Богу, є багато людей, які приїжджають. Неравнодушные люди даже вот с юга, с Кагула приезжают, с Кишинева, с Румынии люди приезжают. Refugiații continuă să treacă podul Prietenia deschis în 2018, care face legătura dintre Republica Moldova și Ucraina.
Drama continuă pentru refugiații ucraineni. La centrul amenajat la Moldexpo Chișinău vin în continuare oameni îngroziți de ororile războiului. Autoritățile oferă găzduire, alimente, dar și teste sau vaccin anticovid. S-a reușit evitarea aglomerației pentru că mulți refugiați își continuă drumul spre Uniunea Europeană sau sunt repartizați în alte centre de cazare din Chișinău. La Moldexpo erau dimineața cazate peste 600 de persoane. Alții peste 1600 de refugiați au fost repartizați la centre din oraș, care dispun de condiții mai bune și unde vor putea rămâne o perioadă mai îndelungată. Mulți dintre cei fugiți de grozăviile războiului spun că sunt în Republica Moldova doar pentru o zi sau două. Această familie cu 3 copii abia a ajuns în Republica Moldova după un drum lung și istovitor și își vor continua drumul spre Austria, acolo unde le sunt rudele. Там идут боевые действия, и не знаем, что будет завтра. То есть переживаем за своих родных и близких. Не всех выпускают. У нас есть родные, да, в Австрии, и вот и мы едем к ним. Autoritățile spun că majoritatea refugiaților rămân în medie cam 24 de ore la centrul de la Moldexpo. Se face apel în continuare la cei care vor să facă donații, să aducă lucruri de care este mare nevoie. Mai avem nevoie de saltele sau saci de dormit 3440 de bucăți, seturi de lingerie 4014 bucăți, seturi de lingerie de pat de unică folosință 5000 de bucăți, perne 3780 de bucăți, plapume 3680 de bucăți, toalete bio 22 de bucăți, cabine de duș 17 bucăți, frigidere 44 de bucăți, cuptoare cu microunde 44 de bucăți, mașini de spălat rufe 19 bucăți. Autoritățile au pus la dispoziție refugiaților și o echipă medicală care face teste PCR pentru suspecții la COVID, dar și pentru cei care merg în Uniunea Europeană și au nevoie de certificate. De astăzi, aici, pe teritoriul Moldexpo, staționează și un punct mobil de vaccinare. Potrivit autorităților, autobuzul va staționa pe tot parcursul lunii martie. În Europa, ca și pe aia. Поэтому хочу вакцинироваться. И все. Первая доза? Вторая. Avem aici organizată asistența medicală 24 din 24. În fiecare pavilion avem punctele medicale de prim ajutor. Avem ambulanța, avem organizate medicamentele de prim ajutor. Autoritățile din Chișinău au anunțat că dispun de 17.000 de locuri de cazare. Jumătate dintre locuri sunt în instituții dotate cu toate necesare. Republica Moldova nu se va alinia sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Potrivit ministrului de externe, deși situația din Ucraina este o tragedie de proporții, autoritățile de la Chișinău insistă pe plan extern pe statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Pe plan intern se vor depune eforturi pentru a preveni orice tentativă de subminare a neutralității. Deciziile privind impunerea unor sancțiuni contra Federației Rusie nu sunt decizii simple. Aceste decizii de luare a sancțiunilor sunt decizii foarte complicate, foarte dificile pentru state mult mai puternice, mult mai prospere, cu mai multe alternative pentru funcționarea economiei acestor state decât Republica Moldova. Și deja din 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, în Republica Moldova s-a luat decizia de a nu alinia Republica Moldova la sancțiunile europene sau americane introduse contra Federației Rusie. Și la această etapă noi reușim din menținerea acestei linii. Motivele sunt multiple, inclusiv faptul că societatea noastră, economia noastră, sistemul nostru energetic sunt prea vulnerabile. Ministrul de externe a mai declarat că guvernul de la Chișinău a fost atenționat încă din luna octombrie despre riscul izbucnirii unui război în regiune, iar pregătirile pentru cele mai sumbre scenarii au început din noiembrie 2021. Nicu Popescu declară că există riscuri minime ca războiul să se extindă până în Republica Moldova. Experții spun că decizia Chișinăului de a nu se alinia sancțiunilor este una contradictorie. Pe o parte, situația economică a Republicii Moldova este foarte gravă și
și complicarea de mai departe a relațiilor economice cu Federația Rusă și mai mult arată una acestor relații. Pe de altă parte, neaderarea Republicii Moldova la sancțiunile colective, desigur că este un gest care nu va fi în totalitate înțeles de comunitatea internațională. Deci este o decizie contradictorie pe care autoritățile din Republica Moldova trebuie să le asume. Este o decizie de temperare și nu amplificare a relațiilor anume bilaterale. Nu cred că vom fi sistați la conducta de gaz dacă vor fi aplicate anumite sancțiuni, însă Federația Rusă răspunde simetric la toate sancțiunile introduse de majoritatea statelor. Asta ar însemna, în condițiile actuale ale incertitudinii economice, Republica Moldova ar mai fi primit careva sancțiuni și încă din partea Federației Rusă. Dar asta nu înseamnă că prin acest gest Republica Moldova nu susține Ucraina. În Republica Moldova de pe 24 februarie este instituită stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile. Președintele Republicii Moldova le-a adresat cetățenilor un mesaj cu ocazia sosirii primăverii, ce le-a cerut oamenilor în aceste zile de cum până când războiul macină țara vecină, aflați imediat în telejurnal. Ambasadorul Republicii Moldova, Victor Chirila, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, în cadrul căreia au discutat despre situația de la graniță și despre cetățenii ucraineni ajunși în Republica Moldova. Alina Sorocean a urmărit evenimentul. Alina, bună ziua! Care sunt concluziile acestei întâlniri? Bun găsit, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu l-a asigurat pe ambasadorul Republicii Moldova în România de faptul că țara noastră sprijină în continuare Republica Moldova pentru refugiații care ajung în țara vecină, pentru ajutorarea acestora, dar și pentru presiunile care există la granițele Republicii Moldova cu Ucraina și cu Rusia, pentru că acolo există la granița cu Rusia o presiune foarte mare din partea armatei rusești. Așadar, sprijină țara noastră în continuare Republica Moldova cu tot ceea ce este posibil și necesar. În același timp, spunea astăzi Victor Chirilă că sunt 36.000 de cetățeni ucraineni care au ajuns în Republica Moldova, dar aproximativ 30.000 au și părăsit acest stat, iar 602 cetățeni au cerut până acum azil de refugiat. Sunt consecințe economice normal suficient de puternice, însă spune ambasadorul Republicii Moldova în România, faptul că țara vecină încearcă să susțină, să mențină într-un echilibru economia și de asemenea, de câte ori va exista nevoie, va cere sprijinul NATO, dar și țării noastre, pentru a putea exista un echilibru și la granițele cu Rusia. Alina, îți mulțumesc. Continuăm cu alte știri de astăzi. Basarabenii care călătoresc în România beneficiază în premiere de servicii roaming la același preț pe care îl achită companiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova. Apelurile primite în roaming din Republica Moldova în România nu sunt taxate, iar cele efectuate din România în Republica Moldova costă de cel puțin 10 ori mai puțin. În același timp, pentru serviciile internet utilizate în roaming în România, tarifele sunt de 5 ori mai mici. În 11 februarie, guvernele de la București și Chișinău au semnat un acord privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între Republica Moldova și România. Înalți oficiali europeni vin la Chișinău pentru a discuta cu autoritățile Republicii Moldova despre soluționarea problemelor generate de războiul din Ucraina și în special despre gestionarea fluxului de refugiați. Astăzi la Chișinău se află Helga Schmidt, secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mâine vor veni în vizită șeful diplomației UE, Josep Borrell, și comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varei. Oficialii vor avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, prim-ministrul Natalia Gavrilița și vicepremierul Nicu Popescu.
Președintele Republicii Moldova își exprimă speranța că viața poate învinge armele care aduc distrugere și moarte. Într-un mesaj adresat cu ocazia sosirii primăverii, Maia Sandu a chemat cetățenii să fie uniți și solidari în această vremuri de cumpănă. În acest an, mărțișorul este și mai simbolic. Evenimentele din Ucraina ne-au zguduit pe toți. Acum ne dorim, maturi și copii, tineri și vârstnici, oprirea luptelor și restabilirea păcii. Odată cu venirea primăverii, vrem să știm că viața poate învinge armele aducătoare de distrugere și moarte. Moldova a fost dintotdeauna o țară pașnică. Noi știm să prețuim pacea și facem ce ne stă în puteri ca ea să dăinuiască pe pământul nostru. Am arătat în ultimele zile că putem fi uniți pentru a oferi refugiu celor care fug din calea războiului. Iar mărțișorul din acest an vine cu un mesaj de pace. Dragi prieteni, alăturați-vă campaniei pe care o lansăm astăzi împreună cu Parlamentul, Guvernul, oamenii de creație și societatea civilă. Haideți să însoțim fiecare mărțișor dăruit și primit în aceste zile cu un apel la unitate și pace. În vremuri incerte, să fim alături unii de alții, să rămânem solidari și să ne rugăm de un cer mereu senin. Pacea este prioritate. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă să aveți. La revedere!